Salut! Astăzi vom trage mustul. Îl vom trage de pe boască, de pe struguri. Îl dăm prin teasc și îl punem în damigene pentru fermentare. Haideți să facem împreună această operațiune. Începem să scoatem din struguri, din boască. Mustul a stat împreună cu strugurii timp de 10 zile. Pentru a căpăta aromă și o culoare frumoasă. În prima parte, în partea superioară, s-au ridicat strugurii. Nu au foarte mult lichid în ei. Urmează acum de la... După ce scoatem prima treime, urmează și pulpa, și mustul. Zeamă. Gata. Imediat va începe să curgă îngălăt. Punem capacul la teasc și începem să strângem ca să presăm pulpa de struguri, să elimine mustul. Începem să strângem. Ia să gustăm.
Este un must foarte bun și foarte dulce. Această pulpă de struguri ar fi foarte bună dacă aș avea să fac țuică. Poate fi pusă la fermentat cu zahăr pentru a se face țuică de tescovină. Dar eu nu am, așa că voi duce această pulpă la compost. Am venit cu vinul, cu mustul. Am pus sifonul care va reține părțile solide, bucăți de pulpă, sâmburi, ca să nu intre în damigeană. Haideți să punem vinul. Aleg cu mâna prin tifon, pentru că sedimentele înfundă tifon. Ridică puțin tifonul și pânia, să lăsăm să intre aer în damigeană. Prima găleată este gata. Luăm tifonul, să-l spălăm. La următoarea, el va fi din nou curat și va permite trecerea lichidului foarte ușor. Am terminat de tras mustul de pe boască, de pe struguri și l-am pus în damigeană. Am scos 45 de litri de vin curat, fără niciun fel de adaus de apă sau zahăr.
Eu sunt mulțumit. Vinul este pus în damigeană, este astupat cu un dop și un furtun prin care vor ieși gazele în acel bidon cu apă. Vinul în timpul fermentării nu trebuie să intre în contact cu oxigenul, pentru că oxidează și se acrește. Așa că va rămâne în beci, în acest mic beci al meu, unde sunt în mod constant 17-18 grade. Va rămâne aici timp de 2 luni, deci până aproape de Crăciun, când îl voi trage prima dată de pe drojdiile care se vor lăsa la fund. După care îl bag din nou în damigeană și îl mai las încă 2-3 luni de zile când îl trag încă o dată de pe drojdie. A ieșit un vin bun, un must bun, deocamdată pot spune. Un must curat și sănătos. Tot astăzi vom umbla și la vicina ta. Țuica obținută în urmă cu 2 ani, mai precis anul trecut, nu, anul ăsta nu s-a făcut deloc țuica, n-au fost purne, n-au fost zazăre, n-au fost nimic. Am pus-o cu, la macerat, cu vișinele culese din curte. În 5 litri de țuică am pus vreo 3 kg de vișine. Iar acum tragem vișina ta. Gustul este deosebit de bun. Am extras vișina ta. Avem 1,5 litri, 1,5 litri, 1 litru. Deci 4,5 litri, 4,7 litri. Mă rog, 250 de mililitri din total sunt absorbiți în vișine. Vișinele din vișinată sunt minunate. Sunt ideale pentru prăjituri. Sunt minunate ca desert. Pot fi consumate simplu. Ar trebui băgate la frigider sau la congelator pentru păstrare, dar eu n-am să le pun nici la frigider, nici la congelator. Am să pun din nou țuică peste ele, pentru că așa se păstrează aroma lor intactă. Din nou țuică de zarzăre, de 40 de grade, le pun până se umple borcanul. Până la ras. Și din nou avem încă o serie de țuică care se va transforma în vișinată datorită concentrației mari de vișine. Le pun în beci și cam peste 2 luni de zile sunt foarte bune de consumat și de extras, bineînțeles, țuica din ele. Așa că în grădină la casă se pot obține lucruri minunate din struguri, din prune, din zarzăre, din corcodușe. Puteți obține un alcool curat, ușor, pe care să-l beți în tihnă,
atunci când simțiți nevoia de a consuma un păhărel. Am să le duc un beci și mai am o surpriză pentru voi. Vă arăt imediat. O altă rețetă pe care vă invit să o preparați și voi, foarte ușor de făcut și foarte sănătoasă, este vinul din măceșe. Măceșele culese acum în toamnă la deplină maturitate, le curățați, le tăiați vârful unde prezintă inflorescența, scoateți codița și le puneți într-un recipient, din sticlă. Eu le-am curățat deja, pentru a nu vă plictisi. Peste acesta voi pune, deci, într-un volum oarecare ocupăm o treime din acest volum, peste care turnăm vin natural, vin de struguri, eu pun de anul trecut. Până umplem vasul. La fel procedăm și aici. Ar fi trebuit să iau pâinea, dar mă descurc și fără ea. Măceșele au fost spălate înainte. Bun. Am umplut vasele. Nimic mai simplu. Punem dop la fiecare în parte. Și le punem la păstrat, la macerat, într-un loc recoros, într-un beci, într-o cămară, unde le voi lăsa timp de minim 2 luni de zile, pentru ca substanțele, vitaminele și mineralele din măceșe să se infuzeze, să treacă în partea lichidă, în vinul nostru. Obținem astfel un vin medicinal, foarte bun la gust, dar și foarte bun pentru sănătate. Acest vin de măceșe nu va fi consumat cu paharul la masă. Va fi consumat cu un păhărel mic, ca păhărelul de țuică, o dată pe zi, o doză mică, pentru ca în felul acesta să beneficiem de substanțele nutritive ale măceșelor, dar și ale vinului, bineînțeles. Se mai combină și cu miere, dar eu nu-i pun miere, pentru că sunt persoane care nu suportă mierea, așa că îl păstrez așa cum este, îl pun la macerat. Sper că v-au plăcut experiențele pe care le-am avut împreună astăzi. Până data viitoare, multă sănătate, să fiți sănătoși și aveți grijă de voi. Numai bine!